Doamnelor, domnilor și domnilor, Mihai Silviu Chirilu vă spune bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Credință și Tradiție Ne-Nține, iarăși o emisiune realizată pe teren, de data aceasta în Comuna Bodești, de lângă municipiul Piatra Neamț, în parohia Corni, parohia Sfântul Evanghelist Ioan, parohie dedicată cu hramă Sfântului Evanghelist Ioan, Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, unde am avut plăcerea să fim primiți de către un invitat al emisiunii noastre pe care deja îl cunoașteți, părintele Nicolae Capșa, să rămână. Părinte, bine ați venit la emisiune și bine v-am găsit acasă. Bine că ne-ați găsit, mai bine zis. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru că ne-ați primit atât de frumos aici în parohia dumneavoastră. Să spunem telespectatorilor noștri că tot cadrul acesta și mai ales cununiile pe care le văd aici în față, cei care au trecut prin Sfânta Taină a Căsătoriei, toate acestea sunt aici pentru că astăzi, în parohia dedicată Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, vom vorbi despre iubirea dintre oameni și despre felul în care Dumnezeu binecuvântează această iubire dintre bărbați și femeie prin Taina Sfintei Căsătoriei. Aducem și noi în anul acesta ne aducem și noi contribuția, să zicem, cu o dezbatere pe tema Sfintei Căsătorii la anul dedicat de către Patriarhia Română, dedicat căsătoriei, Tainei Sfintei Căsătoriei și Tainei Sfântului Botez. Înainte însă de a intra în discuția despre căsătorie, despre motivele pentru care Dumnezeu a făcut om, bărbat și femeie, despre motivele pentru care Dumnezeu a recomandat și a binecuvântat ca bărbatul și femeia să trăiască împreună, aș vrea să ne spuneți două, trei cuvinte despre parohia aceasta și mai ales această superbă biserică de lemn pe care o aveți dumneavoastră aici, cu un trecut istoric, cu un prezent foarte frumos. Am încercat să mă adun, să-mi adun gândurile așa cumva ca să pot face o prezentare cât mai succintă, deși bunicuța Sfântului Ioan Evanghelistul, bisericuța aceasta, foarte veche de altfel, aproape 300 de ani vechime, pe măgura Cornilor, cel mai înalt vâlf deluros din județul Neamț, să avem și noi o mândrie aici, cu urme din Neolitic, Hora de la Frumușica, pentru cei care cunosc, și urme getodace în vatra veche a satului Corni, de la copacul care și crește cornul, pe aceste meleaguri, mai rar întâlnit acum. Corni Strâmb, la început, după numele unui boier, Strâmbu, situat în secolul XVIII, undeva la un kilometru, cum ați venit despre Bodești, sat care a fost mutat ulterior de către boier pe vatra actuală sub pădure, ocazie cu care biserica satului a fost mutată, dezmembrată și mutată în satul vecin, satul Bordea, de la Bordeile din Pământ, așa a luat denumirea, cu hramul Sfântul Nicolae, pe icoana căruia există o datare, 1769. Deci bisericuța se află actualmente în satul Borde, unde am și fost preot 5 ani concomitent cu satul Corni, o bisericuță minunată. Și acolo s-a început un amplu proces de restaurare de când am fost numit preot. Și am fost bucuros să slujesc pe Sfântul Nicolae ca și patron. Pomelnicul ctitorilor, 1819, datat 25 iunie, poate fi anul aducerii în noua vatra satului a bisericuței actuale pe care o vedeți, de undeva de la Muncel, inexistent actualmente ca locație, undeva în jurul Tupilaților, de către fiicele boierului Stan. Biserică datată, mărturie stă o grindă din pridvor în chirilică, 1735. Am făcut această biserică, eu, Ancuța Sturza, la 1735. Cu siguranță îmbunătățită cu elementele care s-au perimat în decursul anilor. Pomenicul menționează, asta e o chestiune de suflet, pe arhiereul Lavrentie, și eu sunt născut de ziua Sfântului Lavrentie, arhidiacon 10 august. O chestiune care mă leagă de bisericuță în mod special. Biserica și hramul este al Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, cum ați menționat, Apostolul Iubirii, deci nu întâmplător ne vedem aici, da. Cu taina cununiei pentru tema de astăzi. Și biserica care până anul trecut, 2010, în urma unor ample lucrări de restaurare, a fost resfințită.
Și s-a luat un al doilea ocrotitor, Sfântul proroc Ilie Tezviteanu, căruțașul cerului, am găsit o denumire populară foarte frumoasă, dar denumirea dată de Sfântul Ioan Evanghelistul, deci prietenul Sfântului Ilie, deci se întâlnesc aici la Corni, al doilea înainte mergător al celei de-a doua veniri a Mântuitorului Iisus Hristos. Cu ajutorul Maicii Domnului, în mod deosebit... Vorbesc de Sfântul Ilie, de Sfântul Ioan Împostarului, de autor al Apocalipsei. Autor al Apocalipsei, firește, da. Și ca prieten ceresc cu Sfântul Ilie. Și cu ajutorul Maicii Domnului, în mod special, cu icoana făcătoare de minuni pentru mine, în mod special, din partea stângă, care a primit un dar pe care îl datoram, de altfel, crucea de iconul Stavrofor. Aș vrea să facem o pauză, o secundă, pe chestia asta. Ceea ce vedem noi acolo, și am să rog pe colegul meu să focalizeze și... Ceea ce vedem noi acolo este un steag al Moldovei. Acolo avem steagul acela roșu cu bourul, se vede probabil destul de în falduri, așa. Este pentru prima dată, mărturisesc eu personal, când văd în viața mea un steag al Moldovei voievodale, nu a Republicii Moldova sau... De aceea Moldovei mari, a Moldovei lui Ștefan, iată, este pentru prima dată când văd steagul frumoase și scumpe noastre Moldove și aș vrea să vă întreb de unde l-aveți. A fost o comandă specială pentru Ziua Sfințirii. De ce? Pentru că eu sunt bucovenean din Câmpul Lung Moldovei. În apropiere, peste deal, se află minunata mănăstire Război în Valea Albă a Răzeșilor Ștefan cel Mare. Săteni din sat se trag și la rândul lor din Răzeșii lui Ștefan cel Mare. Satele de aici sunt sate de Răzești întemeiate de voievodul Ștefan cel Mare și ca atare era firesc, cu atât mai mult cu cât la Sfințirea Bisericii l-am avut în mijlocul nostru un mod deosebit și excepțional, așa rândul Dumnezeu, pe preasucalnic Botoșeneanul de metanie din mănăstirea Putna. Din Putna. Și era firesc să fie steagul. Da, să-mi rog pe colegul să arate cât se poate. Este minunat. Pe mine m-a impresionat foarte tare pentru că m-a transpus direct în epoca voievodală a lui Ștefan. Fac o paranteză poetică mai mult decât istorică. Ștefan cel Mare și Sfânt, greuceanul românilor, dacă pot să numesc așa, care n-a adus soarele și luna, l-a adus soarele pe Hristos și a biruit semiluna, prin puterea crucii care se află între coarnele buului. Merg mai departe. Bisericuța pe care o vedeți s-a putut resfinți prin osteneala multora, fisirește nu am de gând să menționez, însă acest lucru, repet, s-a datorat Maicii Domnului în mod special, fără chestii de colegialitate sau prietenie, menționez și pe soția Anemona, artist plastic fiind, a contribuit la toată această remodelare sau restructurare artistică a bisericuței, prin aportul puținilor credincioși, sunt vreo 70 de familii, asta însemnând 140 de suflete, și a multor creștini veniți de niciunde și de pretutind din același timp, pe care poate nici măcar nu i-am văzut la față prin dragostea Sfântului Ioan Evanghelistul. Există o listă a slujitorilor care au slujit din 1941 de registrul de înmormântări, printre care s-a numărat, apropo de Apostolul Fecioriei Ioan Evanghelistul, și foarte mulți călugări. Ultimul a fost, a slujit 20 de ani, Părintele Arhimandrit Ghenadie Pelin, pe care unii l-au și cunoscut. Nu vreau să lungesc, vreau să amintesc așa de suflet ultimul dascăl, a slujit 20 de ani, a cântat la strană aici, un 89 de ani, anul acesta a plecat la cele veșnice, după ce mi-a cântat la mulți ani, după cei 10 ani de păstorire aici în mijlocul și care a și donat terenul casei parohiale. Lucrarea Bisericii Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Șerii, prorocul, de la coliba dacilor liberi, îmi place să zic mie, nu este doar una de restaurare fizică, ci mai ales spirituală prin toate slujbile săvârșite aici. Sâmbăta Sfânta Liturghie cu pomenirea celor adormiți, seara vecernia, duminica Sfânta Liturghie, precedată de utrien și acatist, inclusiv sărbătorile, Sfântul Maslu în posturile rânduite de peste ani, procesiunea Sfintei Cruci din Joia Patimilor, de la biserică către dealul crucii, aflat în apropiere, unde a fost o alunecare de teren acum 20 de ani, în formă de cruce, frumos de văzut, unde s-a ridicat o cruce de stejar. O a doua procesiune care s-a întâmplat în mod minunat în Postul Adorării Maicii Domnului, este anual aceasta, cu icoana Maicii Domnului. Aceasta pentru că de multe ori creștinii au chemat în ajutor pe Maica Domnului pentru vremurile de secetă și probabil înainte pentru vremurile de năvălire a tătarilor, pentru că la bordea biserica este, are urme ale tătarilor care au trecut pe acolo.
și firește privegherile de noapte pe care le facem din când în când pentru cei care vor să-și aducă aminte de osteneala călugăriei și de rugăciunea de la ceas de noapte cu Sfânta Liturghie. Și vreau să mai adaug, pentru că am spus de războieni, locul unde ne adunăm la mănăstire în fiecare an și o a doua întâlnire la Valea Albă pe locul taberei voievodului pentru a face o rugăciune pentru cei care ne-au deschis și ne-au păstrat viitorul creștin, ortodox, martirii care au căzut acolo, unde ne adunăm în rugăciune ca să ne regăsim identitatea spirituală și națională. Hramul Bisericii, repet, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cinstit la 8 mai odată și la 26 septembrie, intercalat de data aceasta cu Sfântul Ilie, proroc, la 20 iulie, începând de anul trecut, și în mod excepțional de suflet, Sfântul Ilar Nicolae, lângă icoana Maicii Domnului în stânga, care a fost, se pare, conform Bisericii mutate la Bordea, primul hram al Bisericii. Cu siguranță, și închei capitolul acesta, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, scriitorul Apocalipsei, cum a spus și Sfântul Ilie, înainte mergătorul celei de-a doua venire a Domnului, au un cuvânt greu de spus în aceste vremuri din urmă și nădăjduim că și noi să ne aflăm sub acoperământul acestui Sfânt Lăcaș, în aceste bisericuțe, aici la Cor. Înainte de a intra direct în problema despre iubirea conjugală și căsătoria, aș vrea să vă mai pun o singură întrebare legată de conviețuirea dumneavoastră în această comunitate. Eu știu, de când eram elev la colegiu, că aici sunt foarte mulți creștini de altă confesiune. Cum vă împăcați cu ei? Deși am văzut foarte multe biserici în drum spre Corne, am văzut multe biserici ortodoxe, eu mă așteptam să văd mai puține. Cum vă împăcați cu creștinii de alte confesiuni, de alte, mărturisiri? Nu știu dacă, practic, cuvântul împăcare e cel mai potrivit, pentru că nu are cum să se împace una cu alta. E vorba de o conviețuire pașnică. Da, e o conviețuire pașnică. Vă întreb pentru că sunt comunități unde oamenii sunt într-un viu conflict, de-aia zic împăcare, adică nu aveți un război deschis. Nu unul vizual, dar unul duhovnicesc există. Unul duhovnicesc există. Deci există o conviețuire pașnică în comunitățile acestea foarte restrânse, cam toți sunt rude între ele într-un fel sau altul, fie spirituale, fie de sânge, și oamenii se înțeleg. Minunat ar fi, firește, dacă această conviețuire pașnică ar avea și o legătură, să se adune cu toții în jurul Maicii Domnului. Așa cum îi așteptăm și pe cei care au rătăcit, să zicem, pentru o perioadă calea. Una dintre precondiții ar fi ca pentru a realiza o asemenea reîntregire sau o asemenea readunare sub icoana Maicii Domnului, recunoașterea celor 7 sfinte taine care s-au așezat la începuturile bisericii, și despre una dintre aceste sfinte taine aș vrea să vorbim în timpul pe care îl avem la dispoziție. Părinte, de ce Dumnezeu a făcut bărbați și femei și de ce, cum i-a făcut și ce le-a poruncit? Dar înainte de răspunsul domniei voastre, aș vrea să-mi aduc și eu, ca să spun așa, un omagiu de suflet autorului acestei cărți. Cartea se numește Cartea Omului sau Un bărbat și o femeie de la facere și până la înnoirea acestei luni. Rog pe colegul să facă un close pe ea. Și este scrisă de un teolog pe numele lui Florin Stuparu, care la 49 de ani a trecut la Domnul de curând, acum vreo câteva săptămâni, într-un mod mai mult decât straniu, un om la 49 de ani, în plină forță creatoare, a trecut la Domnul într-o manieră, repet, care ar trebui să dea unora de gândit. Florin Stuparu a fost și invitat la emisiunea Credință și Tradiție Nințene anul trecut, când ne-a vorbit pentru prima dată despre bărbați și femeie, așa cum îi vede Biserica Ortodoxă, așa cum i-a văzut Biserica dintotdeauna. Dumnezeu să-l ierte, cum a spus și domnia voastră, să sperăm că circumstanțele trecerii sale la Domnul vor fi clarificate, măcar duhovnicește, dacă nu lumește, să zicem așa. Și așa cum vă rog să-mi dați răspunsul la întrebarea pe care v-am pus-o. De ce Dumnezeu a făcut bărbați și femeie? Și de ce i-a pus într-o legătură esențială, într-o legătură ființială? Din punct de vedere teologic, să zic așa, dogmatic, biblic, în același timp, cunoaștem Scriptura și
Bărbatul este corona creației, deci nu era o împlinire a celor necuvântătoare, trebuia să existe și partea aceasta. Și în ultima instanță, administrării acestei bogății pe care Dumnezeu l-a lăsat-o pe pământ. Constatarea ulterioară a lui Dumnezeu este că nu e bine să fie bărbatul singur și îi dă sprijin și ajutor și cuvântul cel mai potrivit, mângâiere, femeia. Chiar dacă uneori în căsnicie unii nu regăsesc această mângâiere sau unele nu regăsesc în mâna bărbatului brațul ocrotitor și cel care să-și facă datoria, sau nu mai bine datoria, să-și împlinească dragostea. Bărbat și femeie. Dumnezeu putea să creeze femeia, spre exemplu, la maniera în care a creat bărbatul. Dar el a făcut bărbatul, femeia din bărbat. De ce? De ce n-a repetat creația să ia țărână, să sufle asupra ei, cum a făcut la prima creație, la crearea bărbatului? De ce a stabilit această legătură ca femeia să fie din bărbat? Fără să rețin exact numele cui a spus sau cărui sfânt, impresionant este un lucru că femeia n-a fost luată nici din călcâiul lui Ahile, călcâiul bărbatului care a fost, nici din capul lui, ci a fost luată din coastă, adică de lângă inimă. N-a plăsmuit o altă creatură, eventual să creeze un conflict, ci dimpotrivă ceva care să fie plăsmuit din bărbatul pe care l-a creat și care să fie apropiat inimii lui și sufletului. Sau să creeze două specii, pentru că atunci mântuirea, spre exemplu, ar fi fost mult mai dificilă. Să fie două specii diferite fără nicio legătură. De asta Dumnezeu când ne-a creat, i-a creat bărbat și femeie, femeie din bărbat. Și la un moment dat spune, iarăși cum spuneați dumneavoastră, fără să am pretenția că știi că pot să spun exact citatul, să dau exact trimiterea, dar spune Apostolul Pavel, face legătura aceasta între faptul că femeia naște pe bărbat în lume și bărbatul o naște pe femeie cumva în lumea duhovnicească, deci o inițiază în cele duhovnicească. Adică prin ceea ce spune Hristos, capul femeii este bărbatul, iar al bărbatului trebuie să fie Hristos, altfel se răstoarnă ierarhia. Spuneți-mi, vă rog, taina căsătoriei așa cum o avem noi, foarte mulți, mai ales dintre cei care sunt adepți altor confesiuni creștine, chiar și cei care locuiesc în granițele acestei localități, dintre, știu, compatrioții dumneavoastră de aici, concetățenii dumneavoastră de aici, unii dintre ei cred că nu există nicio justificare teologică pentru această sfântă taină a căsătoriei. De unde știm noi că Hristos noi știm că Hristos este cel care, într-o formă sau alta, a instituit toate aceste taine? De unde știm noi că taina căsătoriei este instituită? Un paradox care, de fapt, nu e paradox. După ce a împlinit Dumnezeu toate, a pus corona creației omul, bărbat și femeie. Ulterior vine Hristos în lume și prima minune cu care începe este tot către bărbat și femeie. De aceea, nu întâmplător, am și lăsat Evanghelia deschisă la Evanghelia Cununiei, pentru că prima minune pe care o face este de a preface apa în vin la nunta din Cana Galilei. Deci a dorit să sfințească prin propria prezență acest moment a unirii bărbatului cu femeia prin căsătorie, pe care a ridicat-o la rang de taină, ceea ce nu era înainte de reținut acest aspect. Și nu se ne reține cumva că vinul este un element care trebuie să fie abundent la cununie, ci ca un element al amintirii acestui moment de taină pe care l-a săvârșit Hristos, la rugămintea, și aici precizez că tot ați menționat cultele din jurul nostru, la rugămintea Maicii sale. Minunat! Deci, practic, orice am spune noi, Hristos este cel care instituie legătura creștină dintre bărbați și femeie ca taină. Și ea trebuie să rămână până la sfârșitul veacului lor ca taină și trebuie să-i unească pe bărbați și femeie. Cum percepe slujba bisericească? Să spunem și faptul că ceea ce dumneavoastră ca preot faceți în slujba Sfintei Cununii este imaginat de către teologii bisericii ca o paralelă cu nunta mistică dintre Hristos și biserica asta. Care e legătura dintre, care este tiposul, ca să vorbim în limbajul teologic,
premodelul sau modelul acesta, care este legătura dintre cununia dintre bărbați și femeie și cununia mistică dintre Hristos și biserica sa? Cred că elementul de bază este jertfa. Hristos se jertfește pentru mireasa sa, biserica, iar Apostolul Pavel, vorbind despre taina cununiei, în Apostolul care se citește de altfel la cununie, vorbește despre jertfa pe care bărbatul o face vis-a-vis de propria soție. Și îi dă acel exemplu minunat că cine s-a găsit ca să urască propriul trup. Și spune, bărbați, iubiți pe femeile voastre, așa cum Hristos a iubit biserica. Și cred că așa ușor am atins răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb, și sper să prindem înainte de pauză publicitară și explicație, există un pasaj din același apostol care se citește la cununie și e păcat că acele sfaturi de obicei nu sunt luate în serios, probabil și dintr-o precaritate a educației creștine în societatea noastră. Există acel pasaj care în lumea contemporană a feminismului și a drepturilor inventate și regăsite și create de femei și de bărbați, există un pasaj care ar părea cam în contrast cu ceea ce se numește drepturile omului, ceea ce se numește drepturile omului în ziua asta. Spune Apostolul Pavel și femeia să se teamă de bărbat. În ce sens spune Apostolul cuvintele acestea? Cred că mă întorc la ceea ce am spus mai înainte, la această ierarhie firească și care, dacă nu rămâne în picioare, se răstoarnă totul. Capul bărbatului este Hristos, iar capul femeii este bărbatul. În momentul în care Hristos nu mai este capul bărbatului, să spunem așa mai amical, femeia se urcă în capul bărbatului. Se urcă în locul lăsat liber. Dacă bărbatul nu știe, deci această temere sau dragoste, că începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu, pe care bărbatul se aibă față de Hristos, iar femeia față de bărbat care îl ascultă pe Hristos. Deci nu este o invitație la sclavie sau violență. Pentru că foarte mulți cred, chiar și dintre bărbați, cred că Dumnezeu îi invită să pună parul pe femeile lor. Nu e patriarhat. Nu e. Deci este vorba de cuvântul ăsta să se teamă, se referă la ierarhia ontologică, la ierarhia esențială. Bărbatul se teme, adică iubește pe Hristos, pentru că în sensul ăsta se teme creștinul de obicei, nu se teme în sensul păgân al cuvântului sau magic al cuvântului. Spaima de fulger, cum aveau tătarii despre care vorbează dumneavoastră, că spun istorici că atunci când tătarii mergeau prin și fulgerai, intrau în apă de frică. Asta era marea lor spaimă. Tătarii și mongolii, mai precis că mongoli. Deci nu e vorba de spaima tătaro-mongolă de fulger, ci este vorba de iubire. Deci este o ierarhie iubirii. Exprimată în cuvinte acestea să se dea. Minunat și firesc ar fi ca, de fapt, femeia să vadă prin bărbat pe Hristos. Atunci când... Dar depinde și de bărbat. Și de bărbat, pentru că atunci când el reflectă pe Hristos, sunt convins că femeia îl vede. Părinte, după ce luăm o pauză publicitară acum, după ce luăm pauză publicitară, aș vrea să discutăm în timpul care o să ne mai rămână la dispoziție câteva aspecte legate de faptul că cununia în zilele noastre nu mai este tratată cu respectul și cu înțelepciunea cu care ar trebui să fie tratată și aș vrea să discutăm puțin despre ce se întâmplă atunci când oamenii nu mai trăiesc sub această binecuvântare a cununiei. Sau nu o mai simt ca taină. O pauză publicitară și revenim imediat în direct.